Cât mai are contra-moldă cu voi, cu Sibiu? Mai are încă 2 ani. Dar am citit și aș vrea să-mi să spui dacă este adevărat sau nu că are o clauză în oglindă de doar 50.000 de euro. Da. Sunteți un pic expuși din punctul meu de vedere, nu? Pentru că Moldărășanu e unul dintre cei mai buni antrenori din prima divizie și cred că un club, oricare club, practic din România, dacă se înțelege cu Moldăroșeanu și ar permite să plătească 50 de mii. Și ce am fi făcut dacă am fi avut clauze de 200 de mii și Măldă nu mai voia să rămână la Sibiu? Rămâneai măcar cu 200 de mii și plăteai un an următorul antrenor, cred, nu știu, nu, tu nu, ești Robert, Nu, Ajungeai la o înțelegere, că da? nu, nu ne plac scandalurile la uh -huh. Sibiu. Încercăm să creștem organic, așa cum am făcut-o de la Liga a doua, avem doi patroni, Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar, cărora le place liniștea, le place să creștem, să ne dezvoltăm. Nu le plac nici lor scandalurile. Și cu jucătorii pe care îi avem. Dacă au oferte să plece, încercăm, discutăm, negociem, dar au tot concursul nostru să meargă cum considerei că merg la mai bine. Nu încercăm să ținem pe nimeni cu forța. Eu știu ce înseamnă. Și eu am avut oferte când eram la Rapid, sau cerut bani mult, n-am putut să plec, și cariera mea poate era alta.